Bine v-am găsit! Preacucernice Părinte Decan, preacucernici, preacuvioși părinți profesori, doamnă profesor, distinși cercetători, studenți și invitați. În al preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului regretă că n-a putut să fie astăzi aici datorită faptului că participă la București la înmormântarea unui nonagenar profesor, fondator de universitate și prieten apropiat al Înalt Preasfinției sale, care a trecut la cele veșnice și a solicitat pe patul de moarte ca Înalt Preasfințitul să-l conducă pe ultimul drum pământesc astăzi. Transmit binecuvântările Înalt Preasfințitului la acest simpozion pe care doamna profesor Carmen Ciornea l-a organizat cu foarte mult suflet. Știu că dumneaei are cercetări valoroase pe domeniul principal al acestei conferințe și transmitem în același timp felicitări din partea ierarhului tuturor celor care s-au implicat în organizarea și desfășurarea acestui eveniment deosebit pentru istoria contemporană a poporului român. După cum foarte bine a subliniat doamna profesor, această istorie are anumite lacune. Lacune nu pentru că n-ar putea fi ele cumva elucidate, ci mai ales pentru faptul că, din variate motive, unele de natură politică, altele de natură, să-i spunem, moștenită, da? Știm de la psihologia sumară pe care am învățat-o că gena fricii se transmite de la nepoți, de la bunici la nepoți, de la părinți la copii și așa mai departe, și probabil că unii mai timizi de la conducerea de după Revoluție n-au avut curajul necesar să deschidă, cum au făcut celelalte țări, și să exploreze aceste dosare ale deținuților politici și ale celor care au luptat pentru demnitatea și integritatea bisericii și a neamului românesc. Rămâne în continuare o rană pe obrazul bisericii și al neamului că până în ziua de astăzi foarte multe dosare rămân cu calificativul dat la procesele tribunalelor poporului din anii 50, da? Când toată lumea era ștampilată și apoi trimisă la închisorile, lagărele de exterminare ale regimului. Și din acest punct de vedere, demersul este unul merituos din toate punctele de vedere, sub toate aspectele. De aceea, fără să mai lungesc cuvântul, transmit încă o dată aprecierea Înalt Preasfințitului pentru acest demers și susținerea necondiționată pe care Sfânta Arhiepiscopie a Tomisului o oferă doamnei profesor Carmen Ciornea, și sperăm ca și la anul să ne întâlnim sub aceeași egidă, într-un context mai, să zic așa, mai clarificat prin eforturile pe care le depunem astăzi. Vă mulțumim foarte mult!